A fost alertă de grad 0 la Timișoara după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că este sechestrată într-un apartament din oraș. Imediat după apel, telefonul a fost închis. După ore bune de căutări, polițiștii au găsit locația. Odată ajuns la fața locului, în casă au dat peste 12 migranți. Ce s-a întâmplat acolo și cum au ajuns aceștia să sune la poliție, aflăm de la corespondentul nostru, Ovidiu Vărădeanu. Bună seara, Ovidiu! Am găsit cei 12, 9 bărbați și 3 femei au ajuns în Timișoara venind din București. Cu toții aveau permise de ședere temporară în România, iar unii dintre ei au lucrat câteva săptămâni într-o brutărie de lângă capitală. Dar își doreau să plece din România spre Marea Britanie. Au venit la Timișoara și au închiriat un apartament, așteptând momentul potrivit pentru a se îmbarca într-un tir care se ducă spre Germania și apoi mai departe spre destinația finală. Numai că liderul grupului, un cetățean din Sudan, în vârstă de 28 de ani, cel care de fapt ținea legătura cu traficanții de migranți, le-a spus femeilor din Etiopia că mai au de dat câteva mii de euro pentru a putea fi duse peste graniță și până nu va primi banii, nu le va mai lăsa să iasă din locuință. Una dintre femei, în vârstă de 25 de ani, s-a speriat, a luat telefonul liderului grupului și a sunat la 112, anunțând că a fost sechestrată. Când a aflat bărbatul și a recuperat telefonul, l-a închis și l-a aruncat în toaletă. Polițiștii au reușit să găsească locația de unde s-a efectuat apelul și i-au ridicat pe migranți și i-au dus la audieri. În acest caz se fac acum cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și privare de libertate, fiind sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Un alt caz, de data aceasta de trecere frauduloasă a frontierei, s-a înregistrat în Arad. Polițiștii de frontieră din sectorul Curtici au descoperit cu ajutorul unei drone 13 migranți din Bangladesh, Afganistan, Pakistan și India, care încercau să treacă peste Fâșia Verde în Ungaria. Grupul a fost interceptat de polițiștii de frontieră la circa 100 de metri de granița cu Ungaria. Transfugii au fost ridicați, duși la audier, după care au fost predați Inspectoratului General pentru Imigrări.